Cele patru formațiuni extraparlamentare care au fondat blocul împreună și au semnat Pactul pentru Europa s-au întâlnit cu președintele Maia Sandu. Șeful statului i-a invitat la întrevedere în urma inițiativei partidului privind semnarea pactului de către toate forțele pro-europene din țara noastră. Blocul împreună a reiterat că pactul pentru Europa trebuie să fie unul orizontal și să cuprinde voința mai multor forțe politice, fără a fi capitalizat de guvernare sau alte partide politice. Decizia finală trebuie să fie proporțională pentru toate forțele politice, iar documentul final, adoptat și semnat în cadrul unei conferințe naționale cu participarea partidelor politice, a societății civile, a mediului, academic, a primarilor și persoanelor notorii. Totodată, în cadrul întâlnirii, blocul și-a exprimat îngrijorarea cu privire la lipsa de transparență în activitatea unor miniștri, precum și unele bănuiele rezonabile cu privire la posibilele acte de corupție legate de oficial importanța actualei guvernări, care, cu regret, rămân neelucidate de organele de urmărire penală. Netransparența și impunitatea compromit intențiile pro-europene ale actualei guvernări. Solicitații de UNTV, reprezentanții guvernării, adică ai Partidului Acțiune și Solidaritate, afirmă că susțin orice inițiativă care coagulează forțele politice în jurul parcursului european. Totodată, ei au accentuat că doresc unitate în jurul referendumului pe tema aderării la UE, refuzând să comenteze îngrijorările lansate de cele patru partide. Iar Igor Grosu, care este președintele PAS, dar și al Parlamentului, a spus că va propune semnarea pactului pentru Europa. Deja ne-a uitat, dar o să-l analizăm foarte atent. Eu o să recomand colegilor să adoptăm decizia de a susține. Poate o să venim și noi cu unele completări la acest pact intenția noastră. Noi susținem această intenție. La sfârșitul săptămânii trecute, după ședința birourilor politice a partidelor, Platforma DA, Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, Partidul Schimbării și Liga Orașelor și Comunelor, cele patru formațiuni extraparlamentare care s-au unit anterior pentru a candida la alegerile parlamentare și prezidențiale, au lansat blocul împreună și au semnat Pactul pentru Europa. Actul este menit să unească toate forțele pentru garantarea parcursului european al Republicii Moldova.